Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem în studiourile Bucovina TV, suntem alături de prefectul județului, doamna Mirela Domnicăi. La 90 de minute exclusiv am discutat cu domnia sa despre ce vrea să fie Iana care vine pe drumurile naționale, ce se întâmplă la Șcheia, ce se mai întâmplă în disputa dintre, așa zisa, dispută oarecum artificial creată între prefectură și Consiliul, Consiliul Județean Suceava. Doamna prefect, toată lumea din municipiul Suceava și dumneavoastră bănuiesc, dar n-aveți, poate aveți curaj sau poate n-aveți curajul să spuneți, este conectată la subiectul zilei pe municipiul Suceava. Care este subiectul zilei pe municipiul Suceava? Centenar. Oh, centenarul, da, ar fi o bijuterie. Dar mai este unul. Cu centenarul, chiar cum stați? Sunteți pregătită? S-a finalizat? Știți ce aveți de făcut? Noi am transmis astăzi o centralizare a propunerilor. Am mai găsit astăzi la mapă, după conferința de presă, propuneri de la Satul Mare, cred că mi-a trimis și încă două comune. Comuna Satul Mare din Suceava, Comuna Satul Mare din județul Suceava, referitor la acțiuni, reabilitări, realizări de monumente pentru centenarul Marii Uniri și a Primului Război Mondial. Eu cel puțin mi-am făcut datoria în sensul în care am centralizat și propunerile Consiliului Județean și ale primăriilor. În ceea ce privește Prefectura Suceava, nu m-am hazardat să propun foarte multe. Eu mi-aș dori, sincer, o ședință de guvern la Suceava, dar în 2018. Bun, dar când o ședință aia să fie? La momentul unirii cu Bucovina, Bucovinei cu așa, sau când vreți-o? Când ați gândit-o? Întâi o discutăm, că apoi avem mai multe variante și trebuie pregătit contextul pentru acea ședință de guvern. Ar fi un eveniment pe care județul Suceava îl merită și se justifică a fi ținut o ședință de guvern la Suceava. Dar până atunci, am solicitat primărilor propuneri, 55 de primării au considerat că au propuneri de făcut, vor să organizeze. Am citit câteva titluri vis-a-vis de această informație pe care am dat-o în conferința de presă. Au răspuns aproape, deci 113 unități administrativ-teritoriale, din care doar 55 au făcut propuneri. Deci toate au răspuns solicitării prefecturii. 55 făcând și propunere în acest sens. Este vorba de în jur de 40 de monumente care sunt dorite a fi realizate sau reabilitate cele existente și tot felul de evenimente culturale, simpozioane, dezbateri, expoziții, filme documentare și proiecte de infrastructură. Eu îmi doresc în primul rând să se termine această tranziție și Ministerul Culturii și Identității Naționale să preia efectiv activitățile fostului departament centenar, pentru că este important cu cine discuți. Am mai trecut prin experiența în care am purtat o discuție, am ajuns la o concluzie cu o persoană îndeplinind o funcție de nivel decizional și a trebuit să o iau la capăt nici mai puțin după o săptămână sau două cu o altă persoană în aceeași funcție. Ce să mai vorbim când vorbim de persoane juridice, instituții, și atunci aștept să se așeze lucrurile la Ministerul Culturii, astfel încât pentru ceea ce înseamnă județul Suceava în anul 2018, abordarea să fie cât se poate de serioasă și susținută bugetar. Ultima ședință de guvern de la Suceava, știți, a fost cu cea cu domnul Năstase, nu? Da. Și s-a lăsat cu aprobarea celebrului credit pentru Suceava Utilități și Mediu. De care ne-am bucurat la vremea respectivă. A fost o mare realizare la vremea respectivă. Da, acum vreo 40 de localități nu se prea bucură în județul Suceava în momentul de față. Ce vreți? Adică sunt convins că nu puteți să-mi spuneți chiar acum, pentru că asta nu decizi dumneavoastră, dar acea ședință de guvern va trebui să se lase cu ceva la Suceava. Ce anume? Ce ați vrea să decide guvernul pentru Bucovina, pentru județul Suceava? Aveți ceva pregătit sau nu vreți să ne spuneți? Nu vreau să spun acum, pentru că trebuie pregătit și cel puțin prioritățile pentru județul Suceava nu sunt nici foarte multe, dar nici foarte puține. Și atunci prioritățile trebuie prioritizate ca în momentul în care solicitarea pe care o formulezi să aibă șansă 100% să fie realizată. Pentru că trebuie țintită foarte bine o solicitare în condițiile în care sunt atâtea județe, sunt atâtea regiuni care pot fi clasificate în ceea ce privește abordările din perspectiva investițiilor, nefericire și regiunea Nord-Est și județul Suceava de-a lungul timpului cu diverse guvernări. Nu s-a situat într-un top în ceea ce privește preferințele pentru investiții, de aceea este foarte bine să ne gândim ce ne dorim, ce este mai important pentru noi, cu asta să începem, și să nu fabulăm în fiecare zi despre tot felul de proiecte fără șanse de realizare.
Deci abordarea pragmatică mi se pare cea mai eficientă. E adevărat, citesc și în presa locală despre ce ne lipsește, ce ne-ar trebui. Por discuții și cu dumneavoastră și cu alți cetățeni ai județului Suceava care se plâng comparativ cu vestul țării. Acolo este la noi în Suceava, nu este niciodată, nu știu când se va întâmpla și în Suceava, când vom deveni noi județul, noi orașul. Eu cred că o abordare pragmatică a priorităților, punctat, susținut, cu un lobby susținut, cel puțin pe această guvernare unde mă pot pronunța, sunt convinsă că după 3 ani de zile vom avea un bilanț cu care să ne putem mândri la nivelul județului Suceava. Dar, repet, eficiența presupune să faci lucruri și să nu vorbești despre ele. Sunteți foarte optimistă când spuneți că... Sunt foarte hotărâtă. Sunt foarte hotărâtă. Mai ceva ca un parlamentar de Suceava? Haideți să nu uităm care sunt competențele unui parlamentar de Suceava, da? Inițiative legislative, toată lumea se plânge mai, nu cu multă vreme în urmă, domnul Gerigan, de legea achizițiilor. Avem legi toți modificate de-a lungul timpului, prost modificate, necoroborate. Am ajuns ca instituții publice să lucreze fiecare cu Biblia ei, necoroborată cu Biblia, deci legislația specifică alte instituții. Nimeni nu vrea să cedeze, toți să citesc articol aliniat punct și virgulă dintr-o lege. S-a legiferat prost de-a lungul timpului și s-a uitat menirea Parlamentului, pentru că peste 90% din ceea ce avem acte normative au ca inițiator guvernul și nu parlamentarii și nu parlamentul. Propunerile legislative cred că depășesc 3%, dar nu ajung până în 5% ca procent din ceea ce avem acte normative intrate în vigoare. Mă refer la legi ca și competența parlamentului. Iar în ceea ce privește amendamentele care mai pot fi făcute pe traseu de la proiectul de lege care pleacă de la executiv până la promulgare, aceste amendamente din păcate s-au uitat, s-a scăpat din vedere și specializarea care trebuie să stea în spatele unui parlamentar care ajunge într-o comisie de specialitate. No, dumneavoastră că a fost deputat. Dar mă duc aminte că a fost inițiatorul legii care mai multor legi. Reglementa modul în care se pot face modificările legislative? Exact. Deci modul în care se fundamentează spre dezbatere publică fiind înaintate proiectele de legi sunt rodul inițiativei legislative și a mele și am mai avut un număr de colegi cu care am conceput acea propunere legislativă și de care se ține cont și în prezent. Dar unde trebuie de lucrat este referitor la această inflație legislativă necoroborată. Vorbeam de un parlamentar aflat la primul mandat, confruntat cu solicitări din partea cetățenilor care l-au votat, referitor la anumite modificări legislative pe care îl solicitau să le facă printr-un amendament, printr-o propunere legislativă. În momentul în care a intrat în hățișul legilor, că despre asta vorbim, nu toate actele normale, când a intrat în hățișul acestor, a ajuns la concluzia că mai bine radem tot și o luăm de la capăt cu legiferarea de la zero. Câteodată e mai simplu așa. Câteodată este singura soluție. Doamna prefect, vreau să vă informez cu părere de rău că nu centenarul arde este subiectul zilei în... E unde construim grădinița cu program prelungit de la școala nouă din Suceava. Am citit azi în presă, așa, într-un răstimp, despre faptul nu că ședința de Consiliul Local... Nu sunteți fana unei sau altea? Nu sunteți implicată. Credeți-mă, Consiliul Local a avut azi o ședință în care înțeleg că s-a amânat și nu s-a luat nicio decizie referitor la această grădiniță. Eu sunt convinsă că sunt probleme mai importante care nu sunt abordate la modul atât de vizibil înspre opinia publică și poate ne-am centrat prea mult pe acest subiect care ar trebui, repet, abordat și soluționat eficient, adică vorbim mai puțin și facem mai mult. Grădința ca să depășim o problemă și să găsim o soluție. S-a respins proiectul cu grădința, să știți, astăzi în Consiliul Local. S-a respins proiectul. Da, a picat. Dar despre care probleme mai grave ar trebui să discute la nivelul Sucevei? Mai importante, nu mai grave. Mai importante. Dați-mi două dintre ele, că siguranță. Poate le dăm subiecte acasă. Celor care conduc municipiul reședință de județ? Da. Temă pentru acasă. Eu discut foarte mult cu cetățenii.
Mai nou trebuie să discut cu cei de pe întreg județul Suceava și în ultima vreme am stat mai mult prin comune, dar cu cei din municipiu, reședință de județ, unde locuiesc și eu, unde mi-aș dori să se întoarcă și copilul meu după ce își termină studiile, și copilul meu îmi reproșează că în Suceava când se întoarce nu-i place atmosfera din acest oraș. Nu trebuie foarte multe investiții pentru a schimba atmosfera Sucevei. Cred că o mai mare aplecare și poate o sugestie pentru domnul primar Lungu în ceea ce privește consilierii onorifici cu care s-ar putea înconjura referitor la activitățile culturale organizate pe străzile orașului Sucevei. Patru plătiți din banii publici, să știți. Cred că sunt mai eficienți cei onorifici, sunt mai bine intenționați și mai dedicați cauzei. Și punctual, chiar cu domnul primar, mi-am propus să lămurim o dată cu centenarul pentru care ne pregătim și să discutăm referitor la ce se poate face în orașul ăsta. Noi avem un liceu de artă în orașul Suceava, da? Cu copii talentați. Foarte talentați. Cu copii foarte talentați. Care își doresc să cânte, care își doresc să picteze, care își doresc să evolueze în fața unui public pentru a-și exersa prestațiile viitoare. Pentru a se antrena, da, corect. Avem câteva parcuri în orașul ăsta care ar putea fi organizate seri. Nu știu, mi-aș dori să-i ascult cântând la chitară într-un mod semi-organizat. Mi-aș dori mai mult implicați studenții din campusul nostru universitar pe activitățile de pe străzile Sucevei. S-ar schimba fără prea mult efort și fără prea multă cheltuială aerul din orașul acesta. Da, avem potențial. Îl certați pe domnul Futur că face mult entertainment și noastră tot pentru asta. Nu, entertainment-ul e cu buget. Eu mă refer la o atmosferă care poate fi mai creată boemă, prin implicare. Așa mai relaxată. Exact. Da. Suceava are potențial. Cum stați cu aprobarea, cu autorizarea școlilor ca să legă acest subiect de ce se întâmplă cu școala, grădinița de la școala nouă? Îndată începe școala, în două săptămâni sunteți. Dacă pot să spun că stăm mai bine din perspectiva autorizării pentru securitate de incendiu, deși nici acolo lucrurile nu sunt finalizate, pentru că din păcate, termenul acela scade de 30 iunie până când trebuia să intre toată lumea în legalitate din perspectiva securității la incendiu, a fost votată acea derogare, astfel încât a fost lăsat mai moale toate demersurile care erau intensificate și se vedea în funcție de numărul dosarelor depuse spre avizare la ISU până înspre luna mai, a scăzut vertiginos în momentul în care a fost votată acea derogare a termenului de 30 iunie. Mai prost stăm în ceea ce privește autorizațiile sanitare, pentru că ele, ca și în deplinirea condițiilor, presupun cheltuieli mai mari. O parte din școlile care nu corespund, din fericire, au făcut obiectul unor cereri de finanțare depuse pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Cereri de finanțare care au fost aprobate. Intrăm pe un calendar al acelor proceduri cu semnări, cu scoatere la licitații prin procedură de achiziții care presupune niște termene, eventual niște contestații, dar cu siguranță 2018 va însemna începerea unor lucrări și reabilitarea acestor școli care fac obiectul unor proiecte aprobate pe PNDL. Am mai auzit discuții din partea unor primari ridicată problema și dezbătută în tot felul de cercuri referitor la necesitatea unui număr atât de mare de școli în condițiile în care scade numărul copiilor. Este o realitate, dar nu care ar trebui să îngrijoreze și să ducă discuțiile în sensul în care trebuie să închidem școli sau nu avem nevoie de școli, pentru că sunt alte chestiuni mai importante. Le-am mai auzit zilele acestea. Școlile sunt necesare. Școlile nu trebuie suprapopulate sau ocupate la maximul pe care îl permit aceste școli. Din acest punct de vedere, eu mi-aș dori să închidem o dată pentru totdeauna subiectul n-avem copii, avem prea multe școli, mai bine facem drumuri. Școlile sunt necesare, dar ele trebuie să corespundă, ca să revenim la subiectul de la care am pornit.
primăriile au înțeles și ele, și primarii mai noi care se află la primul mandat, și cei mai vechi, că trebuie să facă o prioritate din autorizarea școlilor, ca atare, în asigurarea condițiilor corespunzătoare, și investesc și din bugetul local. În prezent, pe teren, pe lângă punctajele pe care ni le facem de la prefectură cu Direcția de Sănătate Publică și cu Inspectoratul pe Situații de Urgență, se află 3 comisii mixte, constituite prin ordin de prefect, care până pe 10 septembrie verifică școlile din învățământul preuniversitar din județul Suceava. Am împărțit județul în 4 zone, zona Fălticeni, Rădăuți și Câmpul Lung, Vatra Dornei, a patra zonă fiind municipiul reședință de județ și comunele limitrofe, pe care le-am lăsat pentru ultimele 2 zile să fie acoperite de către toate cele 3 comisii. Celelalte zone sunt deja în verificare. Ce ajută că se duce cineva de la prefectură să vadă, da, curge apa... Simțiți că se mai poate face ceva la ora asta? Inițial, nu e cam o discuție am pornit-o pe o machetă care avea foarte multe rubrici și mi-imaginam și reacția primarilor în momentul în care le prezentam 15 foi de machetă cu rubrici scrise foarte mici care trebuiau completate. Le-am simplificat. Am scos de acolo verificările pe care oricum le face Inspectoratul pentru Situații de Urgență sau Direcția DSPU, de Sănătate Publică, și am lăsat alte chestiuni care trebuiau verificate, în special cele care țin de siguranța copiilor, treceri de pietoni, împrejmuiri, lucrări de igienizare și o rubrică de observații pentru primari foarte generoasă. Pentru că ei, la un moment dat, având și marea majoritate a primarilor, au nemulțumit. Pentru că nu ești primar dacă ești mulțumit. Nu ești un primar bun. Trebuie să fii permanent nemulțumit și indiferent să vrei permanent să rezolvi. Să nu la guvernare, nu? Exact. Și am lăsat o rubrică foarte generoasă de completat primarilor în ceea ce privește alte observații sau probleme pe care le pot ridica de referitor la școlile verificate. Mă interesează ultima parte, aceea care este plecată în alb de la prefectură și care trebuie să vină completată de la primării referitor la școli. Echipa mixtă a fost constituită cu reprezentanții a Inspectoratului pentru Situații de Urgență, prefectură și Inspectoratul Școlar. Am lăsat Direcția de Sănătate Publică separat pentru că are propria ei campanie. Mai are în curs de avizare 90 de școli care au depus dosare. Au și personalul insuficient acum... ca să mai facă parte din alte comisii. Comisiile mixte. Ne vom puncta după ce termină și ei verificările lor și noi pe 10 septembrie. Am mai primit o întrebare referitor și la ce se mai poate face dacă pe 11 septembrie începe școala, ce facem cu acest raport. Repet, pe lângă autorizații, am mai solicitat și alte informații pentru a fi verificate la fața locului și vreau și sugestiile primarilor vis-a-vis de care chestiuni le veți centraliza și ce veți face cu ele? Punctual, de la caz la caz, în funcție de ceea ce rezultă din centralizare. Mai dar îmi propun să rezolv. Mai când vine o întrebare, ce vă pregătește destinul? Adică ce vă pregătiți dumneavoastră pentru 2020? Să ajungem până acolo, domnul Chira. Deci... am ajuns la concluzia că de multe ori complicăm noi lucrurile și că ele de fapt sunt simple. Nu referitor la viitorul meu, dacă de acolo a plecat întrebarea, referitor la ceea ce vreau să fac, pentru că aici am vrut să ajung, în perioada cât va fi ea aici la instituția prefectului. Și plecând de la această legislație necoroborată și de la un anumit context local, mi-am dat seama că multe probleme pot fi rezolvate până în față instituțiile. Sunt o felul de orgolii care, nedepășite fiind, complică anumite probleme care, repet, ele sunt simple în abordarea lor pentru a fi rezolvate. Vă dau un exemplu. Astăzi la MAPA am găsit o sesizare venită prin poștă, deci a durat până a plecat de la primăria Mușenița până la prefectura. Erau 3 rânduri. O sesizare referitor la faptul că pe telefonul fix de la primăria Mușenița nu au semnal și au făcut 6 sesizări până acum la Romtelecom și n-au primit. Deci a fost sesizat prefect. E un exemplu simplu, dar luați-o, vă rog, cu conotația cuvenită. Și am pus mâna pe telefon, am sunat Romtelecom. Problema s-a rezolvat în 10 minute de când am deschis MAPA. A durat două zile până a ajuns la MAPA. Trafic de influență, se cheamă. Nu este trafic de influență. Wow. Am urgentat o chestiune care era nerezolvată la nivel de instituție publică. Pentru că și la Romtelecom se adună problemele și ele sunt rezolvate într-o anumită ordine.
am schimbat ordinea și am rezolvat o problemă a unei primării. Și sunt multe alte chestiuni care pot fi deblocate, ele fiind blocate în mod artificial. Și dacă reușesc cel puțin să schimb și stilul de lucru al colegilor mei din prefectură, în ceea ce privește colaborarea cu, în principal, cu primăriile, secretare din primării, actele administrative. Adică am scăpat din vedere că noi nu facem doar control de legalitate, că avem și atribuții de îndrumare. Până la control de legalitate. Îndrumare și control. Exact. Ei, îndrumare nu prea s-a mai făcut. Totul era sub formă de control, cu respingere, restituire de acte către primării sau, dacă nu, atac în contencios administrativ în instanță. S-a redus foarte mult și vizibil. Deci vizualizez în momentul în care semnez răspunsurile pentru controlul de legalitate. Dacă înainte răsfoiam două pagini până ajungeam la semnătură, cu observații și lipsuri în ceea ce privește actele administrative trimise la controlul de legalitate, acum lucrăm pe o pagină în care încap de cele mai multe ori ok-urile în ceea ce privește conformitatea actelor administrative trimise. Asta înseamnă că se lucrează mult pe îndrumare și colaborare. Ultima dată când ați discutat despre mina de la Crucea, ați spus că va fi bine. Acum aflăm că, într-adevăr, zilele acestea... Acel bine pe care l-am detaliat telefonic, pentru că n-am putut, din păcate, onora invitația dumneavoastră, s-a referit la situația celor 328 de mineri și nu la soarta minei Crucea. Nici nu mă refer la soarta minei Cruce. Stați că discutăm și pe aia, că am sentimentul că aveți informații. De pe au primit zilele acestea banii pe mai. Începe școala. Lichidarea pentru luna mai, pentru că ei au practicat acolo un sistem de plată în avans, pentru că o lichidare presupune și plata contribuțiilor salariale. Deci vorbim, ei au primit și avansul pentru luna iulie și pentru luna august. Vorbim acum de lichidarea aferentă lunii mai. Au primit avansul, deci în fiecare lună au primit puțin. Dar au primit. Au intrat și într-un concediu de odihnă, tocmai pentru a nu crea alte cheltuieli și pentru faptul că nu aveau fonduri pentru a-și asigura cheltuielile aferente exploatării minei. Când o închideți? Când ați ordinat? Nu închid eu mina respectivă. Guvernul dumneavoastră. Eu am susținut și nu ascund acest lucru, că mina se va închide. Promisiunea pe care am primit-o de la domnul ministru al Ministerului Energiei a fost că ea se va închide concomitent cu exploatarea până la epuizarea zăcământului de uraniu și se va găsi o soluție pentru toți minerii de acolo. O soluție în funcție de condițiile pe care le îndeplinește fiecare. Sunt deja aproape 100 care îndeplinesc condițiile de pensionare pentru limită de vârstă. Sunt unii care mai au 2 ani pentru a îndeplini aceste condiții, astfel încât soluția care s-a mai practicat deja pentru ei, venitul de completare conform ordonanței 36, în paralel cu indemnizația de șomaj, până îndeplinesc condițiile de pensionare și intră de drept într-o pensie pentru limită de vârstă, iar cu ceilalți care nu îndeplinesc nici condiții de pensionare, nici într-un viitor apropiat, ei vor asigura exploatarea până la epuizarea zăcământului de uraniu, fie ca angajații ai actualului angajator, ai companiei naționale sau dacă se întâmplă ceva cu compania națională a uraniului, îi va prelua eventual Conversminul, care tocmai asta este misiunea acestei societăți comerciale cu capital de stat, să asigure închidere, conservare, ecologizare. Cine știe cât uraniu mai este acolo la mina Crucea? Este spre epuizare. Așa s-a hotărât, așa a fost? Nu așa s-a hotărât, asta au susținut și cei care lucrează în mină și informațiile pe care le-am primit de la nivelul ministerului. Din punctul meu de vedere... Presupun că au făcut un studiu și au luat niște decizii pe baza unor informații referitor la această mină. Vă dați seama că această mină are și un statut special, având în vedere ceea ce se exploatează acolo. Corect, suntem cam unicat în România și dacă închidem și pe asta... S-a rezolvat cu... Acolo zăcământul este spre epuizare, domnul Chira. La fel de epuizat era și la Tarnița și au venit băieții de la... da? Gabriel Resources, am zis bine? Sau greșesc? Sper să greșesc. Și ne-au demonstrat cum după ce au preluat-o, așa epuizată cum era, știți, cam bancul ăla. Dar au venit cu altă tehnologie, domnul Chira. La modul în care exploatăm acum, trebuie să subvenționăm. Am înțeles. Cu tehnologia pe care o avem acum, știți, la mina de la Crucea. Adică trebuie să fim realiști, să nu vedem doar o parte... Și au spus cum pot face miliarde de dolari din anual.
din epuizat, dar așa la, cum la Crucea nu se justifică o investiție care să facă rentabil acel zăcământ, pentru că puneți este repede spre epuizare. Că se va justifica o investiție. Eu sper să ne mai întâlnim peste privați câțiva ani și să mai discutăm despre subiectul și mina de la Crucea și investițiile din județul Suceava, să ne bucurăm că locuim în județul Suceava sunt și în municipiul. Sunteți foarte, foarte optimist. De ce anume vă generează optimismul ăsta? Poate mai multe informații. Am împărtășit-o și cu noi, ca să nu plecăm și noi necăjiți de la acasă și să ne dăm seama că nu avem. Dacă este o speranță, le luăm pe rând, domnul Chiram. Mai vin în emisiunea dumneavoastră, mai discutăm. Mulțumesc frumos, doamna prefect, pentru participarea emisiunii și vă felicit pentru decizia pe care ați luat-o cu acest consilier onorific. Acest prim consilier onorific. Cu acest prim consilier. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi, 90 de minute exclusiv, aici la Bucovina TV. Eu sunt Mihai Chira, sper să ne vedem cu bine săptămâna viitoare.